funcționarea transportului în comun 100% pentru gratuitate pentru pensionarii cu venituri până la 1000 de lei. Am ridicat acest lucru și anul trecut, s-a căutat o soluționare undeva la jumătatea anului. Noi dorim ca aceste fonduri să poată fi identificate în buget și o să vă spun imediat și care pot fi resursele ce pot fi alocate, astfel încât pensionarilor să li se facă un trai mai bun în Craiova prin gratuitatea ferată.